Don't like you, she likes everyone. And I never lied to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job. Bună tuturor, eu sunt Janina și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi vreau să vă fac un video în colaborare cu Alexandra. Alexandra de pe canalul Alexas Hayat. Și ne-am gândit să dăm drumul așa la niște clipuri în care să vă spunem preferatele noastre din perioada aceea și o să îl chemăm C7 Magnifici și nu o să fie numai de beauty, o să fie în general de viața noastră de zi cu zi. O să vă las în info box link-ul către canalul lui Alexandra, duceți-vă să o vedeți pentru că este... Wow, e o frumoasă po. Vorbesc despre cum am slăbit eu în 3 săptămâni, 15 kg, după rețetele Janinei. Bună și bine v-am regăsit pe canalul meu. Și eu o ador, știți cu toți că eu o ador. Și haideți să începem. Prima chestie care eu iubesc la nebunie este Coca-Cola Zero. O ador. Coca-Cola Zero pentru mine este drogul meu, pentru că eu nu beau cafea, nu fumez și singura chestie care mă ridică și pe mine un pic așa sus, așa când nu mai am energie, l-avem pe Mateo aici. Că dacă eu fac video, el se joacă la play. Și Coca-Cola Zero este primul meu magnific. Al doilea magnific din perioada asta este programul de editing Las Vegas Pro, 13 am eu, care îl am de vreun an acolo în calculator, dar foloseam Movie Maker prima. Și la un moment dat computerul meu pe Movie Maker și când deschise video pe computer, face videourile, fețele verzi și Movie Maker și ala. Și când îl pun pe YouTube, rămâne tot verde. Și vă dați seama că am intrat în crize când am văzut așa toate fețele. Ziceai că sunt Fiona, nevasta lui Fiona, se cheamă, și nevasta lui Shrek. Și a trebuit să folosesc Las Vegas Pro. Ce se întâmplă? Este foarte, foarte complicat pentru că are o grămadă de funcții, de chestii, să bagi poze, să clipuri, să dai mai încet, să dai mai tare. Adică este foarte... nu e ușor de folosit, trebuie să le înveți pas cu pas și să ai... lucrez mult la el ca să prinzi mâna pentru că e și în engleză, nu e simplu, dar de când m-am învățat eu mai bine cu el așa, este wow, poți să bagi și scrisuri, poți să bagi și clipuri sus, jos, e super, super. Al treilea magnific pentru mine din perioada acesta sunt rujurile de la Wet n Wild, care m-a costat 3,51 € și țin o grămadă. Le ador, le ador, sunt super, super mișto, are niște culori, ia uitați. Stai mă, că-l facem aici. Are culori frumoase și mănânci, sunt cremoase, sunt mat. Nu se usucă pentru că sunt rujuri. Să iau un pic așa după ce când mănânci. Bine, sunt rujuri, nu sunt observări de alea de buze. Și rămâne așa, chiar dacă se ia partea de deasupra, rămâne totuși buzele colorate. Și ador. Ador să le folosesc în perioada asta. Pe buze acum am unul de la Sephora, mi-a venit așa să îmi plăcea chestia asta, să semene cu nebuneala asta de în capul meu. Al patrulea magnific din perioada aceasta și numai din perioada aceasta, ador să mă joc cu Mateo la PlayStation. Acum el se joacă singur, dar câteodată așa noi ne apucăm acolo și ne jucăm amândoi.
și ne jucăm la Play 4. 4 sau 4? 4. Ne jucăm la Play 4, la FIFA și că la alte jocuri nu prea mă lasă el să mă joc cu el. Al cincelea magnific din perioada aceasta, lucrez foarte mult la site-ul meu, ăla de rețete, o să vă las în info box link-uri către acest site. Este un site care aparține unui site mai mare de aici din Italia, este spune Giallo Zafferano, unde toată lumea poate să facă ce vrea ei acolo, poți să pui rețete și acolo am eu toate dietele, toate rețetele pe care le-am și încerc din ce în fiecare zi să adaug cât mai mult conținut și acolo găsiți toate rețete, regimul de slăbit și în italiană și românește și acum lucrez să fac și în engleză. O să găsiți acolo tot ceea ce în ceea ce privește alimentația și nu numai, și mai sunt și diete, și rețete dulci. Și a șasea magnific din perioada aceasta este o melodie. Pe care ați ascultat-o la început, este intro-ul meu, dar asta este, bineînțeles, o cover pentru că nu poți să o folosești originală. Este Love Yourself de Justin Bieber, care eu nebunesc după el, mi-e place la nebunie muzica lui, melodiile lui, îl ador. Îmi place la nebunie, ce vrei să fac, asta este, nimeni nu e perfect. Și al șaptelea magnific din luna aceasta este... Am ajuns, nu mai știu, a șaptea serie, Mateo, de Pretty Little Liar. I saw that on you, yeah. Hey, you better not come back from Georgetown, I'm talking like a politician. Yeah. La început, când s-a uitat Rosela, nu mă afașină așa. După aia am început să mă uit și la un moment dat nu mai reușeam să mă dezlipesc de el. Deci, a șaptea magnific este Pretty Little Liar. Ador acel film, bineînțeles îl văd în streaming și aștept acum să apară cealaltă parte din în ianuarie sau februarie, în decembrie, nu mai știu când au spus că o să o bage iar. Aceștia au fost cei șapte magnifici ai mei din această perioadă. Duceți-vă să vedeți și video-ul lui Alexandra de pe canalul Alexa Sayat. O să vi-l las aici în infobox. Nu uitați să dați un like și ne vedem la următorul video. Ciao!